Cum la UVT, cultura este capitală. Nu putem începe primul episod din seria Mit versus Realitate decât astfel. Citez. Scena nu iartă pe cei care nu îi se dedică absolut. Indiferent că ești actor, regizor, scenograf, sunetist, luminist, cine este mai în măsură să afirme sau să infirme valoarea de adevăr a acestui aforism decât directorii de teatru? Cum armonizează atât de iscusit realitatea scenică cu cea cotidiană, vom afla astăzi împreună cu UVT Media Hub în Mit versus Realitate. Ne puteți spune într-o frază cine este Ada Lupu Hauswater? Un om foarte fericit, într-o frază. Sunt un om curios. Cine sunt eu? Un om curios, fericit, un om solar. Sunt mamă, regizor, director și o femeie fericită. Cine este Lucian Vârșândan? Lucian Vârșândan este un om care a ajuns să lucreze mai mult sau mai puțin întâmplător în 1999 în acest teatru. E născut în Arad, are 46 de ani, absolvent de litere și de drept și care cu câteva întreruperi lucrează în Teatrul German din 99, când am fost angajat în acest birou de directoarea de atunci a teatrului, actrița Ildiko Iarcec-Zamfirescu. Ne puteți spune într-o frază cine este Otilo Balas? Cred că într-o frază n-aș putea să spun, dar asta este din cauza că am multe percepții sau concepții despre ceea ce ar trebui să fiu. În rest, cine sunt eu, cred că sunt în continuă căutare și pot să spun cine sunt în momentul de față, dar mai bine să spună alții. Ați primit vreodată recunoștință din partea oamenilor pentru emoțiile și învățăturile transmise? Da, am primit și m-au emoționat, bineînțeles. Mă bucur de orice gând bun pe care îl simt și mă bucur de faptul că suntem spirite care ne găsim și ne provocăm reciproc să mergem mai departe, cum zic eu. Da și nu. Munca directorului de teatru nu este în mod predestinat expusă, ea se vede indirect, adică oamenii nu se văd sau oamenii nu văd, nu știu, care sunt deciziile pe care le iau, care e conținutul hârtiilor pe care le voi semna astăzi după ce mă despart de dumneavoastră. Lucrurile acestea se văd indirect prin ceea ce apare pe afiș, prin ceea ce apare pe scenă. Din această cauză și prilejurile de a primi sau a oferi recunoștință nu sunt date, dar nici nu cred că asta e menirea muncii noastre. Da, eu asta caut să transmit emoții. În primul și în primul rând sunt actor. După aceea m-am înhămat în chestia asta de directorat, care este tot un rol. Și trebuie să îndeplinesc acest rol. După aceea caut, normal, sunt flămând după aceste mici satisfacții care vin de oriunde, nu numai de spectacole vorbim aici. Pentru că și repetițiile și munca în sine în care te pregătești, colegii tăi, de la colegi poți să primești această satisfacție. În primul rând, da, ca și un standard, să zic așa, te gândești, da, aplauzele publicului. Și de acolo vezi nivelul de împlinire. Ați fost vreodată intimidată de oamenii din cauza profesiei dumneavoastră? Nu, niciodată. Nu mi s-a întâmplat, nu. Am avut, da, ocazia să întâlnesc oameni din, da, cele mai diverse sfere de activitate, întâlniri plăcute cele mai multe. Unul dintre lucrurile esențiale și speciale ale acestei poziții, că nu este o profesie, este o poziție temporară, este acela că ai ocazia să
să întâlnești oameni speciali, să întâlnești artiști deosebiți, să ai așa momentul acela o dată de 2, de 3, de 5 ori, de 10 ori pe an, depinde, de sclipire și să zici, domnule, ce întâlnire frumoasă a fost asta sau ce adevăruri au decurs din convorbirea cu regizorul X sau actorul Y. Sunt niște șanse, de fapt. Intimidat? Da, în momentele în care n-am fost sigur de mine. Dar în rest, nu cred că trebuia să fiu intimidat. Pur și simplu trebuie să fiu stăpân pe situație. Și atunci lucrurile merg. Dar sunt foarte multe întrebări. De aceea eu nu cred că sunt sigur vreodată pe mine. Numai dacă găsesc câteva răspunsuri sau, ceea ce este și mai bine, dacă pot să pun și mai multe întrebări. Ce ar trebui să conștientizeze viitorul actor încă din facultate, legat strict de momentul în care va fi angajat într-un teatru de stat? În primul rând, cred că de la bun început, studentul actor trebuie să-și certifice sieși că iubește această profesie. E o profesie de pasiune, e o profesie de neobosită. Probabil că toate profesiile sunt așa, dar această profesie înseamnă o dedicație în arta acumului cu totul aparte. Și înseamnă doar pozitiv. Supărare, reproș și așa mai departe nu au loc aici. Aici nu putem construi decât cu energie, cu entuziasm, curiozitate. Zona de ceartă, de scandale, supărare, reproș nu există, nu are loc. Deci ceea ce trebuie să învețe este să aibă curiozitatea și răbdarea de a se găsi pe sine. Într-un teatru de stat, cum mi-aș dori eu să fie un teatru de stat, ar trebui, dar asta nu privește actorul, ci acest lucru pe care voi spune, în primul rând, privește acel teatru în care îl va angaja pe actor, ar trebui, în primul rând, să existe o mare grijă pentru ideea de trupă, pentru coeziunea și pentru mersul acelei trupe, pentru formarea ei, pentru consolidarea ei în ansamblu și, totodată, o grijă pentru destinul artistic al fiecărui membru al acelei trupe. Chiar dacă este angajat, chiar dacă nu este angajat, actorul tânăr care este la facultate trebuie să fie rebel. Trebuie să nu fie de acord cu ce se întâmplă. Trebuie să nu facă ceea ce trebuie, știind ce trebuie să facă. Deci, în primul rând, trebuie să învețe cum e și după aia să nege, că așa merge lumea înainte. Considerați că este necesară o despărțire între cele două extreme, viața personală și viața profesională, pentru a crea un echilibru? Depinde la ce ne referim. Dacă ne referim la... De exemplu, nu cred că într-o funcție publică poți să vii cu viața personală. Nu cred că... prieteniile și, nu știu, ne trăim, suferim cumva ca societate de efectul unor relații de grup din diverse alte medii care ne pică pe noi până jos. Nu cred, cred că e o separare completă între profesie, între viața profesională și viața personală. Dar pentru noi ca artiști, pe de altă parte, eu sunt eu. Adică tot eu sunt aceeași persoană care sunt ca director. Eu ca director nu voi deveni altă persoană. Și cred că dacă aș deveni altă persoană, probabil aș fi un director prost. Adică cred că sunt un director bun pentru faptul că sunt omul care eram ca regizor, sunt omul care sunt peste tot și văd nu doar ca, deși citesc legile, deși aplic legile, deși sunt de dimineața până seara cu ei capul în ele, totuși văd ca om și din perspectiva scenei, ceea ce e foarte important. Vorbesc pentru teatru. Cred că lucrurile acestea țin de economia existenței fiecare persoană în parte. E un echilibru pe care fiecare trebuie să-l găsească. Nu cred că există
un principiu care să fie general valabil, cu putere de lege, să spunem sigur trebuie să fie așa sau sigur să fie altfel. Dar este adevărat că o astfel de activitate presupune o disponibilitate mare la, nici nu aș spune la efort, ci la un, la o organizare atipică a muncii. Lucru pe care trebuie să-l accepte ocupantul unei funcții de director, dar implicit familia, cercul în care el se învârte, da? Da, nu de mult am făcut un fel de test în ceea ce privește viața profesională, viața socială și viața personală și am văzut că balanța se înclină de în ce în ce mai mult către viața profesională, ceea ce nu cred că este bine și ar trebui să înclin înapoi. Sunt foarte multe lucruri care îți dorești, prin care te împlinești ca om și pe care nu trebuie să uiți. De aceea, balanța asta niciodată nu stă la mijloc, dar încercăm să o ținem. Iată că am ajuns și la finalul primului nostru episod al emisiunii Mit vs. Realitate. Într-adevăr, nu este un mit faptul că dedicarea absolută, împreună cu multă muncă, cu responsabilitate și cu dorință, aduce performanță în teatru. Însă această rețetă se poate aplica tuturor domeniilor. Până pe data viitoare, aveți grijă de voi. Eu am fost Laura Grbovan. Pe curând!